Joi 28 octombrie, în ședința de Consiliu Local al municipiului Piatra Neamț, se va decide soarta companiei municipale de investiții Urban S.A. Conform proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi, este propusă acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local Piatra Neamț în adunarea generală a acționarilor a CMI Urban să voteze pentru dizolvarea societății. Firma are în administrare atât piețele din municipiul reședință de județ, cât și amenajarea spațiilor verzi. Municipalitatea motivează această hotărâre prin rezultatele slabe pe care le-a înregistrat societatea, aflată în insolvență din luna decembrie 2015. Proiectul de hotărâre prevede că activul net al societății înregistrat la data de 31 decembrie 2020 este de peste 6 milioane de lei, față de activul subscris și vărsat de 23,6 milioane de lei, mai puțin decât jumătate din valoarea acestuia. Valoarea activelor este cu mult sub limita legală de jumătate din valoarea capitalului social subscris și vărsat, iar șansele de redresare ale societății sunt infime în condițiile în care aceasta are și datorii curente față de municipiul Piatra Neamț, în cuantum de peste 142.000 de lei, iar conducerea societății nu a identificat o soluție viabilă pentru achitarea acestor datorii scadente. Dacă acest proiect va trece cu votul majorității, consilierii locali Adrian Ciobanu de la PNL și Ciprian Ienache de la ALDE, reprezentanții Consiliului Local în AGA, vor supune la vot dizolvarea societății. Dacă CMI Urban va fi dizolvată, serviciul de administrare al piețelor ar urma să fie gestionat de Direcția Patrimoniu prin biroul de administrare pieței creat în urma reorganizării aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț. În ceea ce privește amenajarea spațiilor verzi, conducerea primăriei anunță că va organiza o licitație publică de atribuire a acestui serviciu. Vacanța de iarnă ar putea să fie mai scurtă pentru elevii de gimnaziu și liceu cu o săptămână. Aceștia ar trebui să revină fizic la școală pe data de 3 ianuarie 2022 și nu pe 10 ianuarie, cum este stipulat acum în structura anului școlar 2021-2022. Conducerea Ministerului Educației ia în calcul această variantă pentru a recupera cursurile din această perioadă de vacanță forțată, decisă pe fondul pandemiei de COVID-19. Cele două săptămâni de vacanță suplimentară sunt convins că se vor transforma în două săptămâni de școală cu prezență fizică între 3 și 14 ianuarie pentru gimnaziu și liceu, respectiv într-o săptămână cu prezență fizică între 10 și 14 ianuarie pentru ciclul primar. Vacanța din perioada 25 octombrie-5 noiembrie pentru învățământul de stat și privat a fost impusă ca măsură de stopare a mobilității în plin val 4 de infectări cu SARS-CoV-2. Două persoane au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare de 3,5 mii lei pentru că au depozitat necorespunzător diverse deșeuri, încălcând regulamentul privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra Neamț. Este vorba despre un cetățean depistat în urma monitorizării shelterelor cu camerele de supraveghere, aruncând dintr-un autoturism mai mulți saci cu fructe degradate, direct pe platformele de colectare și nu în interiorul tomberului, așa cum ar fi trebuit. În conformitate cu HCL 228/2021, este interzisă aruncarea sau depozitarea pe străzi, parcuri, terenuri virane, malurile râurilor, lacurilor, lângă sau sprijinite de europubele, șeltere, coșuri de gunoi sau alte recipiente de colectare a gunoiului, în alte locuri publice a gunoaielor menajere sau altor reziduri și gunoaie de orice fel, precum resturi de material, gunoi de grajd, obiecte uzate, de exemplu electrocasnici, obiecte de mobilier, produse textile, etc. Articolul 2, litera A. Sancțiunile contravenționale aplicate pentru încălcarea articolului sus menționat sunt de la 1.500 până la 2.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 2.000 de lei până la 2.500 de lei pentru persoanele juridice. În cel de-al doilea caz, polițiștii locali de zonă s-au autosesizat cu privire la o depozitare de deșeuri nemenajere. Este vorba despre textile, resturi provenite din construcții, chiar pe malul râului Bistrița, în zona cartierului Vânători. În urma verificărilor efectuate la fața locului, a fost identificat și contravenientul, acesta fiind sancționat contravențional și somat să ridice respectivele reziduri depozitate ilegal.
Încă un autoturism dat dispărut în spațiul european a fost descoperit de polițiști în județul Neamț. În urma perchezițiilor efectuate pe 25 octombrie, polițiștii de investigații criminale din Neamț au identificat, în urma verificărilor efectuate asupra pieselor descoperite, un alt autoturism de lux în valoare de aproximativ 50.000 de euro, care figura ca fiind furat din data de 31 august de pe teritoriul Spaniei. Persoanele audiate pe 25 octombrie sunt cercetate acum în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Luni, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Piatra Neamț, în baza colaborării cu grupul de acțiune constituit la nivel european în cadrul planului de acțiune Frontex, au acționat în județul Neamț pe linia combaterii infracțiunilor de furt și trafic de autovehicule de lux. Astfel, în urma a două percheziții la punctele de lucru ale unei societăți comerciale din Bârgăoani, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea confiscării, un autoturism de lux înmatriculat în Marea Britanie, ce figura furat de pe teritoriul acesteia, care se afla în proces de dezmembrare, ansamble, subansamble și alte componente auto, despre care există suspiciunea că provin din traficul ilicit de autoturisme. Totodată au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe documente și înscrisuri, reprezentând livrări de componente în ultimii 2 ani. Marți seara, la mănăstirea Văratec, a izbucnit un incendiu într-una dintre chiliile măicuțelor. Lupta pompierilor cu focul a fost contra cronometru, deoarece exista posibilitatea propagării și la alte locuințe. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, din cauza coșului de fum necurățat. Până la sosirea forțelor de intervenție, persoana care locuia în chilie s-a autoevacuat. Pentru localizarea și lichidarea incendiului au intervenit voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Comuna Agapia și pompierii militari din cadrul detașamentului Târgu Neamț cu 2 autospeciale de stingere. Incendiul s-a manifestat la acoperișul unei chilii cu posibilitatea propagării la o altă chilie aflată în imediata apropiere. Din interiorul chiliei au fost scoase 3 butelii. Din păcate au ars aproximativ 8 metri pătrați din acoperișul construcției, realizat din asterială din lemn și acoperit cu șindrilă și tablă. Ansamblul Mănăstirii Văratec a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județul Neamț încă din 2015, chiliile făcând parte din cele 5 obiective ale monumentului.